Totuși, fiecare oraș, dar și sat, a avut oameni, cărturari, importanți, care au știut să-și păstreze tradițiile, datinele, dar mai ales limba. Oameni de seamă ai Banatului, ediția 19, a început la 24 aprilie printr-o expoziție colectivă de artă plastică, iar sâmbătă 25 aprilie, curent, s-au încheiat lucrările simpozionului organizat de Societatea Literar-Artistică Tibiscus, Casa de Cultură Doina și Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu, filiala Timiș din Timișoara. Simpozionul internațional Oameni de Seamă ai Banatului, ajuns la frumoasa vârstă de 19 ani împliniți, este fără îndoială una dintre emblematicele manifestări cultural-științifice ale românilor din această parte de lume. Avem aici în față această carte, Oameni de Seamă ai Banatului. De fapt, este o culegere de lucrări de la ediția a 18-a. Acum, aici, în Căminul Cultural Doina din Uzdin, se desfășoară ediția a 19-a, tot internațională. Această carte a prezentat-o în linii generale domnul Ionel Stoiț, citat de mai mulți autori care au salutat acest simpozion. De fapt, au amintit eforturile cu care se desfășoară acest simpozion, dar și publicarea cărților sau edițiilor. S-a spus chiar că există 23 de cărți de la acest simpozion editate. Da, pentru că de fiecare dată se organizează ediția simpozionului o ediție aici în Banatul Sârbesc la Uzdin și una dincolo în România. Deci sunt două în același an și de fiecare dată, fie că s-au scos două cărți, fie că s-a scos o singură carte, am avut sprijinul și ajutorul, așa după cum am menționat, oamenilor sufletiști, oameni cu suflet mare, cu inimă curată, care ne-au dat mai mult sprijin decât aproape toate societățile sau organizațiile de stat. Deci sunt oameni care susțin această idee și dacă ideea pornită deja se realizează prin întrunirea oamenilor la un simpozion, este bine să fie și publicată, bineînțeles să se facă fotografii, filmuri scris și așa mai departe, dar o carte va rămâne veșnic. Istorie a oamenilor de aici, a instituțiilor de aici, a tuturor ce se întâmplă pe aceste meleaguri. Aceasta este simpozionul Oameni de Seamă ai Banatului. Un vorbitor a menționat într-o lumină nu prea frumoasă globalizarea care încearcă într-un fel să ne șteargă de pe hartă, de la limbă până la cultură. Da. Păi, așa după cum vedeți, sunt atâtea în lumea acestea, împovărată cu problemele zilnice, atât familiare, sociale și așa mai departe, dar cred că este important omul. Dacă avem un om care menține toate cele, deci atât istoria, trecutul, tradiția, cultura și așa mai departe, cum avem aici pe Vasile Barbu, baronul de Uzdin, în fiecare localitate se află câte cineva, nici tot globul pământesc nu-l poate răsturna. Era un singur om care a spus că pământul este rotund, Galileo Galilei, și ideea lui a fost urmărită și nemuritoare. Așa și aici, toate manifestările noastre, nu este important publicul cât vine, este important cine le face și cum le face. Și nu va putea nici o globalizare să distrugă sufletul și dragostea de neam, de strămoși, de tradiții și așa mai departe. Banatul, această regiune, dintotdeauna a fost importantă din punct de vedere economic, cultural, social și politic, de unde și expresia tot Banatul Fruncea. De ce zice Fruncea? Pentru că, mai ales în perioada imperială a acestei provincii, a creat un model de viață în care
practic toți au fost egali, s-au putut afirma, nu a existat niciun fel de atârnare, așa cum exista în Transilvania sau în Ungaria, unde după cucerirea habsburgică, restituirea s-a făcut in integrum. Deci aici era o provincie creată de la nimic, de la zero, după principiile iluministe a absolutismului luminat. Undeva am citit sau tot realizând reportaje că în Banat, că Banatul se poate compara cu Andaluzia sau regiunea Padova din cu Italia. Galiția, cu... Da, cu regiuni importante, istorice, europene. Cu Bucovina, deci cu regiuni de frontieră, regiuni de demarcație între culturi. Dar nu numai ca regiuni de demarcație sau de frontieră, ci și prin cultură. Zone unde se întrepătrund diverse culturi, diverse religii. La un moment dat, în Timișoara, trăiau 29 de etnii și vreo 17 confesiuni. Tocmai asta este spiritul Banatului. Faptul că atâtea confesiuni, atâtea naționalități au putut să trăiască și să clădească un edificiu comun de care urmașii pot fi mândri. Au existat sau există incidente interetnice în Banat? Nu, nu. Din ceea ce știți? Din ceea ce știu eu, nu. Deci, așa poate accidental, dar nici de pentru cum... Fete, pentru... sau la birturi? Nu, nu. Deci față de alte regiuni ale României, dar oricum, deci numai accidental, nu e nimic. Vreți să spuneți că cei mai toleranți totuși sunt bănățenii prin faptul că au trăit într-un este mediu? Este una dintre caracteristicile bănățenilor. Deci faptul că au fost învățați să trăiască la oaltă și să trudească în comun pentru bunăstarea comună. Putem să spunem că da, din unele puncte de vedere și mai ales din punct de vedere al conservării specificului tradițional, putem să spunem că Banatul e Fruncea. Ce a conservat Banatul mai bine, după părerea dumneavoastră? Cum am spus și anterior, tradițiile și foarte mult se leagă de trecut, deși nu avem personalități marcante sau valoroase așa cum are Moldova sau Oltenia sau Ardealul, totuși ținem foarte mult la ele și ne mândrim cu aceasta și eu zic că este un lucru destul de important. Poate considerați că asemenea manifestări sau simpozioane pot evalua adevăratele valori ale Banatului? Mai mult decât le pot evalua, le pot evoca, ceea ce este foarte important, deoarece noi nu neapărat spunem cât de bine au făcut sau ce au făcut, ci doar îi amintim, ceea ce este foarte, foarte important pentru cultura și pentru păstrarea și pentru facerea unui liant între românii din Serbia și cei din România. E adevărat, să mai spunem mai departe, că zice tot Banatul-i Fruncea și Ardealul-i Mintea. Probabil că în popor, și astea s-au originele lor, Banatul a avut oameni de frunte și aș remarca aici pe Eftime Murgu, pe Diaconu Mici Loga, pe Pavel Chinezu, pe Ion Vidu, pe Traian Grozavescu, marele tenor și alte persoane care fac și au făcut cinste Banatului nostru. Probabil că de aici înțelepciunea aceasta românească și eu vreau să vă mai spun că fiind ca student la București terminând facultatea de drept, ei au oarecum o anumită suspiciune asupra noastră, pentru că suntem provinciali din partea lor și că n-am putea ajunge în ierarhia valorilor ca și ei. Ori s-a demonstrat că Banatul poate să producă astfel de valori, atât culturale cât și în alte domenii de activitate, istorice, juridice și așa mai departe. Legat de aceasta, alt interlocutor mi-a zis că Banatul este considerat fruncea din cauza țăranilor care au o putere de muncă, că sunt disciplinați.
Nu neg ceea ce spune și nu contest ceea ce spuneți dumneavoastră, dar vedeți că valorile sunt nu numai din partea celor în ierarhia valorilor, adică superiori. Și țăranul e un harnic, gospodar, lucru care l-am observat și aici venind spre dumneavoastră. Trecând cu mașina am văzut cum sunt îngrijite lanurile pentru primăvară, pomii și așa mai departe. Deci hărnicia și valoarea e dată și despre această pătură care întotdeauna a fost talpa țării, ca să zic așa, țăranul, și a fost neglijat în permanență. Mă bucur că sunt aici, alături de câteva personalități ale culturii din Banatul Sârbești și de la noi, care reprezentăm la 19-a ediție, totuși, elita intelectuală, de ce să nu o spunem așa, cea care duce mai departe tradiția, culturii și vieții neamului nostru. Ar fi păcat ca generația mea să nu facă acest lucru. Și generația de tineri, așa cum ne-am spus ieri la Timișoara, la Cercul Militar, voi din generația Smartului și a Facebook-ului, să nu vă uitați niciodată înaintașii. Pentru că datorită lor trăim noi astăzi. Și sigur că mă bucur. Sunt cu inima încărcată nu numai de sentimente, dar și de emoție și de respect pentru românii de aici. Dintre toate lucrările de pe lista de comunicări, a dumneavoastră are un titlu extraordinar, mi se pare, Eroii noștri din pământul Franței. Da, este vorba de prizonierii români care au căzut în primul război mondial în fața armatelor Imperiului German, și au fost dus în Franța ocupată, respectiv în zona Alzația și Lorena. Au fost selectați pe etnii și prizonierii români au fost puși în niște lagăre de muncă forțată să lucreze în diferite sectoare, în mine, căi ferate, păduri și fabrici și așa mai departe. Ori fi arătat ei mai tari, oameni tari? Păi, sau? Procentual au murit mult mai mulți decât din celelalte etnii. S-ar fi zis că din cauza constituției fizice slăbite, dar au venit argumente că la Mărășe și Oituz, România au fost într-adevăr priviți ca mari eroi și soldați foarte bine pregătiți fizic, erau țărani în general și aveau o constituție fizică puternică, erau robuști. Din relatările de la anumiți cetățeni francezi din epoca respectivă, se pare că au fost foarte prost hrăniți. Războiul, știți cum e, foamete, tratamente rele și au decedat foarte mulți. Noi avem acolo aproximativ 3.000 de români. Au fost peste 90 de localități au avut înmormântați prizonieri români. Au fost regrupați în câteva cimitire, vreo 5 cimitire mari, la Schulzmatt, Dieuze, Haguenau, Labrie. Și Regina Maria chiar a vrut să-i aducă în țară, dar evenimentele au evoluat cum. Totuși au făcut un mare cimitir acolo la Schulzmatt. A fost inoarea de Regina Maria și regele Ferdinand și... Este un omagiu adus populației franceze. Care... Deci există un monument, există. Am lăsat aici, există la monumentul de la Schulzmatt, pe dealul Val du Patre, Valea Păstrului, 687 de... Noi avem cam 3.000 acolo, datele de la Ministerul Apărării Române dau în jur de... 2500, alții dau 2344, în fine. Cert este că sunt anumite persoane care au ținut jurnale personale și povestesc starea în care au fost. Erau pur și simplu văzuți căutând prin gunoaie, în
mâncând cartofi crusi pe care îi aruncau oamenii și când le mai dădea pâine se aruncau ca pe o pradă de război, ceva groaznic. Și într-adevăr sper ca după 100 de ani omenirea să fie învățat că războiul nu este o soluție, indiferent ce conflicte ar fi. Că lumea de astăzi, mai ales lumea globală, trebuie să înțeleagă că trebuie să trăim unii cu cei, să învățăm să trăim unii cu ceilalți, indiferent de etnie, de rasă, de religie, să ne iubim, să ne ajutăm și să nu ne războim niciodată, pentru că e groaznic. Câte astfel de cimitire există? Eu am numărat... Numai în Franța. Nu, sunt multe și în Germania. Eu m-am concentrat pe cele din Franța datorită faptului că am avut ocazia să citesc despre ele fiind presa franceză și asta. Păi, în Franța peste 90 de localități au avut prizonieri români înmormântați acolo. Unii au fost desfumați și dus în aceste mari, restul au rămas izolați până în pas de Calais, până acolo să există. Și vedeți, Europa astăzi, după 100 de ani, este amestecată cu sângele mai multor etnii și nații, așa că nu mai putem spune că ăsta e pământul nostru și ăla e al vostru. Și avem un viitor? Păi trebuie să credem că avem un viitor comun, bun, și fiecare dintre noi trebuie să luptăm pas cu pas pentru a-l realiza, să înțelegem că e mult mai important să apărăm pacea, să o construim, să o consolidăm, să trăim cu ea și să evităm orice zonă de conflict și de ură. De data aceasta, aici la Uzdin, am pregătit o lucrare intitulată Dr. Ioan Trăilescu, primul doctor în teologie din Banatul nostru. La fel, pentru la Timișoara, care se va desfășura pe 8 mai, am pregătit o altă lucrare, care am intitulat-o Câteva români sergenți care au făcut ceva pentru satul lor. Ne puteți spune vreun nume din acești sergenți? Păi, de exemplu, avem preotul nostru, protopopul Gerasim Mandru, alt maghiar de naționalitate, asta, Erne Maroc, apoi, de fapt, să așa sunt oameni, să vorbim și avem preotul nostru, Liuba Nestorovici, care și-a adus contribuția la ridicarea bisericii actuale a noastră și mai mulți. Deci câți v-am spus, câți voi vedea câți. Da. O părere despre importanța unor astfel de manifestări pentru minoritatea noastră. Cred că acest simpozion are importanță destul de mare pentru noi românii, fiindcă se aud și vorbe care, să spunem, documente care nu s-au știut, cum e, de exemplu, despre Ioan Trăilescu, până în urmă cu, hai să spunem, mai 2-3 ani, n-am știut nici eu și cred că nici un sărceanț. Acum am aflat, se va date și se scoate în ghearele uitării atât cât se poate. Cât de importante sunt aceste legături? Sunt foarte importante, mai ales în condițiile în care românii din Serbia, nu din partea aceasta, ci din alte părți, nu beneficiază de drepturi, nu beneficiază de școli în limba română și se va pierde limba. Și eu consider că totuși ar trebui să fie mândri de originea lor și de limba lor și să o perpetueze, nu să o lasă să se piardă. Este o constatare, nu este o întrebare. Diaspora cel mai bine își păstrează și limba și tradițiile și obiceiurile. Într-adevăr, pentru că, din păcate, noi românii ne lăsăm foarte mult cuprinși de globalizare și foarte mult cu internetul și cu limba engleză, suntem adepți ai acesteia și foarte mulți încep să nu mai fie patrioți și să renunțe la lucrurile care ne-au consacrat pe noi ca români, chiar să le denigreze sau să le contesteze. Și eu nu sunt de acord cu acest lucru. Însă diaspora, într-adevăr, ține la specificul ei românesc pentru că se află într-o mare de străini și trebuie să se individualizeze cu ceva. Simpozionul Oameni de Seamă ai Banatului se desfășoară pe lângă Uzdin și în România, aceeași ediție. Deci, cea de la noi, cea 19-a, va continua pe 8 mai în România.
Să auzim de bine. În cei 20 de ani,